La mulți ani, dragi tovarăși, astăzi când vedeți videoclipul este ziua canalului, vom reacționa la un videoclip făcut de omul meu meme cu Ovidiu, care acum are numele doar meme, nu înțeleg de ce. Diseară vom face și un live în care reacționăm la videoclipuri vechi de pe canalul acesta în cinstea celor 7 ani de când facem YouTube. O să fie chiar mișto, cât ți-au trecut anii. Chiar dacă în mare parte în ultimul timp am făcut doar live-uri, am și vloguri chiar mișto la care vreau să mă uit. Astăzi vom reacționa, așa mai de dimineață, la un Slender cu mine sau Slander, cum s-o pronunța. În caz că nu știți ideea asta de meme-uri, veți vedea acum. O să-mi iau probabil copyright, dar aia e. Așa, hai să vedem ce mi-a făcut omul meu, ca să vedeți ce fan înfocat este. Începem! Ovidiu realizând... că a apărut într-un Q&A de-a lui Codrin. Am apărut și în Q&A și în sâmbătă cu Satana. Stați că vă arăt acum. Ai creier Q&A. Așa, stați să vă arăt. Mă rog, s-ar putea să-l dea reclamă. Bineînțeles că îmi dă reclamă acum. Și am apărut și la o sâmbătă cu Satana. Sâmbăta cu Satana, farse la telefon. La asta s-ar putea să nu fie reclame. Bun, nu sunt reclame aici. Hai că a trecut și reclama fraierului. Ok. Așa, aici sunt eu, ia uitați-vă. WWE ar veni în România, te-ai duce să vezi pe Gina și pe Orton. M-aș duce să-i fut un scaun peste cap, poate ar fi mai real tot ce se întâmplă acolo. Încă nu m-a apucat de YouTube aici. Și în 2013, mă rog, videoclipul ăsta a fost postat de altcineva. Ia uitați aici. Da, foarte original, eu în 2013. În fine, hai să continuăm. Deci, Ovidiu realizând că a apărut un Q&A de-a lui Codrin. Colegele de clasă lui. Da, aveam unele care se bacheau mai ceva ca niște clauni, dar tot urâte erau. Momentul când Ovidiu a aflat că, virgulă, concertul slipsat a fost anual din cauza pandemiei timp de 2 ani. Da, cam așa m-am simțit 2 ani de zile. Eu când văd măciuci pe OMTV. Da, da. După ce a primit top strike-uri într-un an. Bă, să știți, undeva în 2000... 19, parcă am primit o grămadă de strike-uri într-un singur an. Dar așa, apărând de expirat, strike-ul venea altul. Toată lumea când afla că Vasile a murit, da. E fieță în show, cerușa ușoară. Când Galu donează pe live. Bă, Galu e omul cu banii. Chiar că e un fel de Vince McMahon. Ia. Realizând că nu poate pirata un joc. Da, cam așa mă simt când nu găsesc un joc pe Filelist. Ce fanii de pe chat-ul Ovidiu. Asta e când am făcut live, când l-a săltat poliția pe acolo și au venit șefanii pe chat la mine. Și a fost bătălia între șefani și tovară și a fost mai ceva ca lupta de la Stalingrad. Lumea noastră când Miguel s-a apucat de YouTube. Cred că vă zic când se va apuca de YouTube Miguel, ia. Da, Ovidiu încercând să joace Star Wars fără lag și crash-uri, pentru că jocurile de EA sunt foarte prost optimizate, din păcate. Când realizezi canalul Ovidiu a apărut în 2013, da, eu mi-am făcut contul de YouTube în 2013, când intru pe YouTube Studios, îmi arată. La mulți ani canalului tot sau ceva de genul, că eu mi l-am făcut în 2013, undeva vara, dar eu m-am apucat de postat pe 3 august. Chiar dacă videoclipul de pe 3 august nu mai este disponibil, este privat, de fapt e nelistat sau privat, nu mai știu cum l-am pus, sau nu, mi se pare că primul episod l-am lăsat doar pentru membrii. A fost postat pe 3 august, ziua în care a început totul. Ce mai avem noi aici? Ovidiu când nu trebuie să piratezi de Vasile Traian The Game. Da, pentru că îl iau direct de pe Discord de la Ralu. Ovidiu realizând că și-a luat mașină doar ca să afle că s-a scumpit benzina. Da, cam așa m-am simțit. Cum mi-am luat mașina? Asigurări triplate, benzină dublată și așa mai departe. Mai trebuie să bagi un impozit de vreo 200 de euro pe an care mașina 15 ani și e pachetul complet. Da, cam așa vă simt când cineva zice așa ceva. Ovidiu lansând seria Sâmbăta cu Pletosul. Da, cam așa m-am simțit când am postat clipul. Ovidiu încearcă să explice de ce nu e satanist. Da, cam așa mă simt. Cam așa mă simt. Banii, viața sau mustața. Mai stăteam eu cu pistolul pe ome. Ovidiu pe concertul Slipknot. Da, mă simțeam like a boss. Haterii lui Ovidiu. Cam așa ar fi. Total
Pe dezgustul lui George Buhrici. Când Ovidiu își face upgrade la PC, da? Da? Ovidiu când vede că o fată e geloasă pe părul lui. Numai una a fost geloasă pe părul meu, majoritatea tipelor care vă cunosc. Că eu nu le cunosc pe toate, dar ele vă știu pe bine. Hai să mă, așa m-am lăudat și un pic, sunt geloase pe părul meu. Adică pui mei, primeam mesaj pe Tinder când aveam vreun match că bă, las să vă joc cu părul tău și chestii de-astea. Ovidiu aducând dovezi împotriva lui Felipe. Oh da! Cum să uităm de Felipe? Abonații lui Ovidiu care nu au putut veni la concertul Slipknot. Da? Nervoși? Nosferatu cu facecam. Eee, o să reacționăm pe live la videoclipul acela. Ovidiu când are idee de clickbait. Eu nu prea mai fac clickbait-uri, să știți și voi. Nu prea mai sunt rentabile. Eu sunt vampir, tu ești Dracula și continuarea o știți. Ovidiu dacă ar afla adresa profesorului din liceu. Mai ales muștii care m-au pus să bătut putui în gură. Ovidiu și fan meeting la Slipknot. Din păcate n-am mai avut ce fan meeting să fac, că au fost prea multe lume și nu ne-am putut găsi între noi acolo. Oamenii cu care a avut oamenii cu care au avut beef cu Ovidiu. Oamenii cei care au avut rivalitate cu mine pe YouTube, cam așa erau. Am avut câțiva și o să vi povestesc pe live-ul celor 7 ani de YouTube. Clasa 12 pentru Ovidiu, cea mai nașpa clasă posibilă. Ovidiu nu mai cântă la chitară, ce? Împuțitul din microbuz, asta e un videoclip vechi. Încercând să afle formula pentru a cumpăra Tristor cu banii din YouTube. Ok. Cum vi s-a părut această idee de Ovidiu Slender? Mie mi s-a părut foarte mișto. Da, cam ăsta a fost videoclipul. Pe cât pic 3 august? Miercuri. E bine, miercuri, undeva seara pe la ora 8-9, când... Cred că pe la ora 8 o să-l facem. Că tot așa mi se pare că am postat și primul episod pe canal. Ia să văd, îmi arată ora la care am postat primul episod pe canal. Ia să scriu primul. Mi-l da așa. Primul videoclip, 3 august 2015, dar nu-mi zice și cum se cheamă. Și ora la care l-am postat. Ia să mă uit un pic la detalii. Dar nu cred că mi-arată. Păi atunci nu puteai pune ora la care s-a postat și alte chestii din astea. Nu, n-avem. Era un videoclip cu Minecraft Survival Games. Da. Deci cam asta a fost și reacția noastră la Ovidiu Slender, Slander, cum s-o pronunța. Mi-am luat și copyright-ul, ne vom auzi diseară pe live față de cum vedeți episodul și cam atât. La mulți ani nouă, la mulți ani tovarășilor. Ciao les tuturor!